Băuturile energizante sunt foarte populare, mai ales printre tineri, fiind considerate un scut în fața oboselii și extenuării, iar producătorii susțin că prezintă foarte multe efecte benefice. Cu toate acestea, specialiștii spun că mai ales dacă sunt amestecate cu alcool și dacă se face abuz, ele dăunează grav organismului fiind un adevărat pericol pentru sănătate. Potrivit sfatul medicului, un consum îndelungat de băuturi energizante poate cauza boli cardiovasculare, eficat sau atacuri de panică. În plus, nu sunt recomandate copiilor, gravidelor, femeilor care alăptează, persoanelor cu intoleranță la cofeină, cu hipertensiune arterială sau boli de inimă în timp ce unele persoane le consumă pentru efectele lor revitalizante, din dorința de a rezista stresului și solicitării de la școală sau serviciu. Altele includ băuturile energizante în cocktailuri alcoolice sau le consumă pentru a se simți vesele și pline de viață. Producătorii de băuturi energizante au o plajă foarte ofertantă unde își pot promova produsele. Elevi, studenți, sportivi și cei care practică profesii ce necesită atenție și concentrare sunt potențialii clienți ai licorilor ce promit să te mențină în priză. Băuturile energizante au de regulă ca ingrediente active, cafeina în doze mari și taurină alături de alte substanțe stimulante, la care se adaugă o cantitate substanțială de zahăr sau îndulcitori. O băutură energizantă poate conține până la 200-300 mg de cofeină. Prin comparație, cola este un ceai inofensiv cu doar 35 de grame de cofeină. Practic, unele băuturi energizante pot echivala într-o singură doză cofeina prezentă în 10 doze de cola, avertizează și Romedic. Deși aceste concentrații de substanțe stimulante sunt alarmant de mari, autoritățile au dificultăți în a reglementa dozajul, deoarece băuturile energizante intră adesea în categoria suplimentelor alimentare. Cofeina este un stimulant puternic al sistemului nervos central și este consumată sub diferite forme de peste 90% din populația lumii. Se găsește în frunzele de ceai, cafea și în preparatele pe bază de cacao. În cantități moderate este benefică mai ales dacă persoana este sănătoasă, însă atunci când consumăm în exces produse pe bază de cofeină, apar neplăcerile, deshidratarea, starea de agitație și nervozitate, insomnia, durerile de cap, palpitațiile, durerile de stomac. Trebuie să fiți circumspecți în ce privește ingredientele energizantelor. Unii producători susțin că produsele nu conțin cofeină sau zahăr, însă fără îndoială acestea sunt substituite cu guarana sau îndulcitori pentru efecte similare. Relatează ziare.com